Amplă desfășurare de forțe pe strada Mirăslău din Sibiu, pompierii au intervenit de urgență luni în jurul orelor prânzului după ce s-a dat alarma pe 112, cum că în zonă ar fi un incendiu. Mai mulți sibieni au sunat și au spus că în zonă se vede fum negru. La fața locului pompierii au venit cu mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă. Până la sosirea pompierilor locatarii apartamentului unde a izbucnit incendiul, 13 persoane la număr au reușit să se autoevacueze. Din fericire, niciunul dintre aceștia nu a fost rănit. Când au ajuns la fața locului salvatore au constatat că flăcările au izbucnit, cel mai probabil în bucătărie, din cauza unui scurt circuit produs la un cablu defect. În urma incendiului au fost distruse bucătăria și balconul locuinței. Pompierii sibieni au intervenit de urgență pe strada Mireaslău din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu la un apartament situat la etajul 2 al unui imobil. La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscare și un echipaj smurt. Incendiul s-a manifestat în bucătărie și pe balconul apartamentului cu degajeri de fum. Din întregul imobil s-au avut evacuat 11 persoane adulte și 2 minori. O persoană în vârstă de 53 de ani a suferit un atac de panică, fiind asistată medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital. În urma incendiului a fost afectată de flacără bucătăria și balconul, iar întregul apartament a fost inundat cu fum, aproximativ 50 de metri pătrați. Incendiul a fost cauzat de un scurt circuit electric produs la un cablu defect sau neizolat corespunzător. Apar noi detalii în cazul accidentului produs vineri pe centura avrigului. Momentul impactului dintre camion și mașina mică a fost surprins de către camera de bord a unui alt autoturism aflat în trafic. Pe imaginile care au îngrozit internetul se vede cum camionul își pierde direcția, merge spre stânga, apoi intră pe partea dreaptă, lovește puternic mașina care circulă regulamentar și în cele din urmă se prăbușește de pe pod pe calea ferată. Reamintim faptul că în urma impactului trei persoane au murit. Este vorba despre șoferul camionului și cei doi oameni aflați în mașină lovită de camion. O anchetă a fost deschisă și de către cei de la ITM. Cel mai probabil este vorba despre un caz care va fi soluționat ca accident de muncă. Reprezentanții poliției spun că cel mai probabil accidentul a avut la bază explozia unei roți a camionului. Un alt accident grav rutier a avut loc duminică pe DN7 la intersecția cu drumul ce duce spre Tălmăcel. Aici un șofer de 69 de ani din media și în timp ce a încercat să intre din spre Tălmăcel în drumul național, nu a acordat prioritate și a izbit din plin un motociclist în vârstă de 18 ani care circula regulamentar. În urma impactului, tânărul a fost rănit. A primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat de urgență la spital. Acesta a fost preluat de către medicii de la urgență, stabilizat și ulterior transferat pe secția de ortopedie unde a și rămas internat. Pacientul în vârstă de 18 ani a fost adus la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Clinic Județean da. de Urgență Sibiu, având multiple fracturi, iar la momentul actual este internat în patru secției ortopedice. Polițiștii continuă cercetările în acest caz. Șoferul vinovat este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Pentru a preveni astfel de incidente, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să dea dovadă de prudență în trafic și să respecte regulile de circulație. Primăvara capricioasă în Sibiu, dar și în restul țării, continuă să rămână și să-și facă prezența. Meteorologii spun că ne așteaptă două săptămâni cu oscilații mari de temperaturi, vânt puternic, dar și precipitații. În timp ce în zonele joase predominante vor fi ploile, în zonele montane va ninge și chiar se va depune strat proaspăt de zăpadă. Pentru ziua de luni până în data de 12 martie, meteorologii au emis un cod galben de vânt. În zonele montane în alte, la rafală, vântul va sufla cu până la 90 de km pe oră. În intervalul menții, vântul va avea intensificări în Banat, Sudul Crișanei și Carpații Meridionali, cu viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar pe creste rafalele vor depăși temporar 80-90 de km pe oră. În munții Banatului și în Carpații Meridionali va ploua și se vor acumula cantități de apă de 20-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat de peste 30 de litri pe metru pătrat. La altitudini mai mari de 1700 de metri în Carpații Meridionali, îndeoseb la noapte, vor predomina ninsori se va depune în strat de zăpadă și va fi viscol, spun meteorologii. Nici restul regiunilor țării nu scapă mai ușor. Vântul va avea intensificări în toate regiunile cu viteze ce pot ajunge până la 55 de km pe oră. Începând de marți dimineața și până în 13 martie la ora 10 sunt așteptate ploi. În intervalul menționat vor fi precipitații moderate cantitativ în jumătatea de est țării, unde și vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 45-55 de km pe oră. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 25 de litri pe metru pătrat, mai adaugă specialiștii ANM. La Sibiu, săptămâna se anunță una ploioasă. Vremea se răcește brusc. Dacă la începutul săptămânii mercurul din termometre a urcat până la 16 grade, începând de marți, maximele nu vor mai trece de 9 grade. Tot de marți și până vineri la Sibiu sunt așteptate ploi în averse. Nici weekendul nu aduce vești prea bune. Cel mai probabil sâmbătă este singura zi din această săptămână în care soarele va străluci. Și pentru săptămâna viitoare sunt preconizate precipitații, însă mercurul din termometre mai câștigă câteva grade. De iar pe timp de zi și soarele își va mai face din când în când apariția. Mii de angajați ai sistemului sanitar au ieșit luni în stradă. Protestul de mare amploare a avut loc în București. Este ultimul pas pe care cei de la Solidaritatea Sanitară îl mai fac înainte de a anunța greva generală. La mitingul de nure au participat aproximativ 5.000 de persoane. Printre participanți s-au numărat și sibienii. Aceștia s-au trezit cu noaptea în cap și au luat cu asalt autocarele pentru a fi siguri că sunt la timp în capitală. Angajații din sistemul sanitar spun că s-au săturat să muncească pe salarii mici. Aceștia își doresc sporuri mai mari, plătite corespunzător și mai mulți bani de hrană. Sindicaliștii mai cer și respectarea dreptului de indexare a veniturilor cu rata inflației, asigurarea unei creșteri reale a veniturilor în raport cu puterea de cumpărare, plata corectă a angajaților care lucrează în condiții de muncă periculoase, vătămătoare sau grele. Mitingul a început la ora 11 în piața Victoriei, iar mai apoi protestatarii au mers în marșul sănătății până în piața Revoluției. Ulterior, în jurul orei 12.30, protestatarii au mers în fața ministerului Sănătății. Protestul s-a încheiat la ora 15 după o oră de scandări în piața Constituției și un meeting în fața Parlamentului. Sindicaliștii spun că dacă nici acum nu vor fi luați în seamă, sunt pregătiți de greva generală. Un proiect ușor controversat, dar necesar, a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Sibiu. Este vorba despre un proiect care, dacă va trece de votul consilierilor, va oferi cadrul legal câtorva sute de Sibien pentru a-și putea steriliza gratuit câinii din gospodărie. Primăria Sibiu supune dezbatere publică un proiect de hotărâre a Consiliului Local pe tema înființării unui program de identificare, înregistrare și sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân din Municipiul Sibiu. Acest proiect de hotărâre este expus pe site-ul instituției, iar cetățenii care doresc să transmită opinii sau sugestii pot face acest lucru fie pe adresa de e-mail a instituției până data de 21 martie, fie fizic la registratura primăriei. Proiectul are ca scop reducerea înmulțirii necontrolate a câinilor astfel încât aceștia să nu îngroașe rândurile animalelor fără stăpân de pe străzile Sibiului. Dacă proiectul va fi aprobat, 500 de câini cu stăpân ar putea fi sterilizați. Suma pe care municipalitatea ar urma să o aloce pentru acest proiect ar fi de 225.000 de lei, adică aproximativ 500 de lei pentru fiecare patrupet care ar urma să fie microcipat și sterilizat. De efectele proiectului, aflat acum în dezbatere publică, ar putea beneficia sibienii care dețin patru pe de rasă comună, care au venituri reduse. Proiectul prevede ca venitul total lunar să fie de maximum un salariu minim și jumătate. Până la momentul la care primăria va plătit pentru sterilizarea câinilor cu stăpân, cei care vor să își spună părerea cu privire la acest proiect sunt invitați să o facă până pe 21 martie. Sugestiile pot fi depuse fie online pe adresa de mail a primăriei, fie fizic, la sediul din Piața Mare, Camera 8.